Pe scurt, am primit 2. Astăzi făceam ceea ce fac de obicei în timp liber, dar apoi a intrat mama. Eu sper că tu n-ai uitat că mâine ai evaluare la matematică. Încearcă doar să primești 2 și zbori direct la casa de copii. Ai înțeles? Am renunțat la treburile mele serioase pentru a învăța la matematică. Am decis să-l sun pe cel mai bun prieten și să întreb ce să fac dacă matematica nu se învață. Salut, bro! Încarcă-ți telefonul și mâine la școală o să copiezi în internet. Oh, interesant. Cred că totul o să primească. Până la sfârșit am primit 2. Trebuia să bag telefonul la cea mai mică luminozitate și atunci nu se întâmpla așa ceva. Putane, tu ce copiezi? Nu, eu pur și simplu mă uit la meme-uri. Tu vrei să mă minți pe mine? Gata, pe azi ai 2. Și acum pur și simplu nu pot să-i spun mamei că am primit nota 2, deoarece pentru mine va fi sfârșitul lumii. Timp de o săptămână o să rămân fără internet, fără somn sănătos până la ora 12, fără serialuri, nu, așa viața nu-mi doresc. I-am sunat prietenului. Salut, bro, mie toată ta nu a mers. Bro, trebuie un pic să te gândești și tu cu creierul tău. Nu trebuie totul să copii din internet. Acum pur și simplu rupi foaia și totul va fi bine. Am luat ce-am rupt după am aruncat în gunoi. Easy, după mi-am amintit. Dar cum rămâne cu catalogul electronic școlar? Oh, eu am uitat de asta, dar vreau să-ți spun, e gata cu tine, bro. Pa, pentru mine vei rămâne mereu un erou. Aici trebuie singur totul să fac. Am pornit abilitățile mele de hacker, dar nimic nu s-a primit. Deja am vrut să spar catalogul electronic, dar în spatele meu era mama. Tu ce vrei să spargi catalogul electronic? Nu, eu pur și simplu fac temă pentru o casă la informatică. Apropo, lasă-mă să văd ce note ai în catalogul de electronic. Da, desigur, mamă. Așează-te. Mamă, eu trebuie să plec pe un minut, după revin, bine? 2. Gata, viața ta a luat sfârșit. Deci, prieteni, dacă vreți să vedeți partea 2 cu povestea aceasta, haideți să adunăm 10 de like-uri. Mamă, bine. Haide, papa. Nu, uitați 10. Pa, pa. Pe scurt, am primit 2. Miau.